seara, dragi, sunt Iana Maria Boioglu. Astăzi vă voi arăta rețeta mea de făcut gofre. Sunt niște ingrediente simple care le aveți oricum în bucătărie. Așa, ce vă trebuie? Un mixer, un tel, un castron mai mare și un pic mai mic, 4 ouă, am pus albușurile și în acest castron am pus gălbenușurile, o esență de vanilie, unt, lapte, făină, praf de copt, o lingură, zahăr și un praf de sare. Apoi pune făina în acest... Așa. Un praf de sare. Și voi pune 2 linguri de zahăr. Eu am zahăr brun, care este mai puțin dulce decât decât zahărul normal. Și am pus 2 linguri de zahăr. Praf de copt, un pachetel de praf de copt. Așa, amestec toate ingredientele. Am amestecat toate ingredientele uscate și voi lua esența de vanilie. Și înainte de esența de vanilie voi pune cele 4 gălbenușuri de ou. Esența. Și voi pune toată esența de vanilie. Voi pune untul topit. Și trebuie să amestecăm bine ca să nu se facă cocoloașe. Înlocuim lingura cu telul și vom lua laptele încălzit și îl vom pune în firicel subțire în același timp cât amestecăm. Să nu se facă cocoloașe. Am amestecat cu telul până s-a făcut o pastă fără cocoloașe și am albușurile de ou, am pus un praf de sare și le-am bătut cu telul până s-a făcut o bezea. Așa. Am pus în priză aparatul de gofre și voi turna albușurile de ou în... Așa, până am turnat toată bezeaua. Așa. Acum voi amesteca cu telul. Să iasă pufoasă. Puteți face să opriți jumate din compoziție și să o amestecați cu cacao. Așa este. Așa și voi deschide aparatul de gofre. Luăm o lingură și o punem în aparat.
pe mijloc. Închide aparatul. 3 minute îi voi lăsa. Este gata. Voi lua o furculiță și voi deschide. Așa. Și o voi lua încet și o voi pune pe farfurie. Așa. Voi lua și din celălalt, dar înainte voi unge cu o pensulică ulei pe aparat. Aici și aici. Așa. Și voi pune de data aceasta din cacao. Și voi ridica capacul. Uitați cum a ieșit. S-a întors și pe cealaltă parte, să vedeți. Și pe aceasta. Și o voi pune pe farfurie lângă cealaltă. Am mai făcut una cu un model special. Să vedem cum a ieșit. Așa. Acum le voi mânca și le voi orna cu ceva. Pe aceasta cu fața zâmbitare o voi orna cu puțin zahăr pudră și cu gem. Așa și puțin gem. Merge să urnați și cu miere. Și voi urna pe o parte cu gem. Așa. Să vedem cum am ieșit, cum a ieșit. Este chiar foarte bună. Și îmi place să încercați și voi cu diferite modele. Pupici, pe data viitoare!